Comercianții sunt mulțumiți de vânzare, mai ales că și-au format și clienți fideli. Oferta este diversificată și nu există un produs favorit al cumpărătorilor. Asta deoarece gusturile diferă. Toate produsele, și vaca, și capra, oaia, avem oaie proaspătă, avem miei, avem iaurturi, iaurt de oaie. Deci avem tot și merge foarte bine. Oamenii sunt încântați când văd producători autohtoni în piețe. Ei preferă toată gama de produse de la țară realizate pe bază de lapte. La întrebarea ce aleg între piață și supermarket, părerile sunt împărțite. Numai din piață luăm, că și consider că e sub control. Mai trece ăștia de la sanitar veterinar pe aici. Dar pe cartier cine să treacă, nu are cine să treacă. Prefer să iau, de exemplu, cum e aici în hală, pentru că toate sunt ștampilate, verificate, mai multă siguranță. La supermarket, cel mai des. Se poate constata ușor faptul că cetățenii pun pe primul loc sănătatea și iau în calcul și sfaturile medicilor de a consuma cât mai multe produse naturale.